Bună, dragilor, și bine ați venit la o etalare interactivă care vă răspunde la întrebarea: Ce surpriză voi avea în viitorul apropiat? După cum vedeți, avem pachetul numărul 1, pachetul numărul 2 și pachetul numărul 3. Vă voi lăsa puțin să vă gândiți. Până atunci, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru mesajele frumoase. Și de asemenea, vreau să le mulțumesc și celor care s-au abonat la canal, um, și vreau să vă reamintesc că mă găsiți și pe pagina de Facebook tarot soare și lună pentru etalări personalizate. Bun, acestea fiind spuse, dragilor, sper că v-ați gândit, da, dacă nu puteți da puțin uh, pe stop. Uh, sunt nerăbdătoare să vedem ce a ieșit la fiecare număr, să vedem ce surprize vă pregătește Universul în următoarea perioadă. Și de asemenea, menționez că această etalare este valabilă pentru toate zodiile. Da? Bun. Haideți să vedem, începem cu pachetul de cărți numărul 1. Ia să vedem, dragilor, ce surpriză vă așteaptă pe voi. Nu vă speriați, nu vă speriați că nu, nu e nimic de speriat aici. Da. Dragilor, primul mesaj pe care Universul mi-l transmite este că voi e posibil să aveți parte de o trezire spirituală, dragilor. Da, o trezire spirituală, dar foarte frumoasă. Foarte frumoasă. E posibil ca ceva să se termine în viața dumneavoastră, să aveți parte de diferite evenimente. Nu vă gândiți la moarte fizică, nu e pentru toată lumea, sunt extrem, extrem de puține cazuri, dar nu văd totuși uh, schimbări chiar atât de radicale. Însă na, pentru unii e posibil, pentru unii e posibil să nu se întâmple așa, dar pentru marea majoritate uh, e vorba de un final, un final uh, natural care vine în urma. Eu știu, parcă vine uh, așa uh, în urma unui apus de soare, da, cumva lucrurile cum trebuiau să se termine, dragilor Și se pare că voi oricum veți intui acest lucru, da, oricum veți intui acest final Că e vorba de un final de relație, că e vorba să nu aparat un final Poate să fie că treceți de la un nivel la altul, da Sau că, eu știu, decideți să, să terminați cu un job dar oricum ar fi să știți că sunt decizii naturale pe care dumneavoastră le intuiți. Și e foarte frumos aici că e vorba de o trezire spirituală, dragilor, dragilor, și este extrem de frumos, da? E posibil iarăși să vă dezvoltați mult mai mult. Chiar și zona sexualității, și de ce nu să recurgeți la, la o schimbare de idei, la o schimbare de paradigmă când vine vorba de viață, și să știți că veți ajunge foarte rapid, dragii mei, cei care ați ales pachetul de cărți numărul 1, la un, la un apogeu din punct de vedere mental. Adică veți deveni foarte maturi, cumva vă veți schimba destul de mult perspectiva asupra vieții și de ce nu vă văd aici foarte înrădăcinați, dragilor, foarte, foarte, foarte stabili. De asemenea, mai văd că această schimbare de paradigmă sau schimbare de idei, da? ca să-i spunem altfel, vine la pachet cu o împlinire emoțională fantastică. Deci cu siguranță veți avea sufletul plin de, de lumină, vă, schimbare, vă veți schimba perspectiva asupra vieții și veți deveni stăpână sau stăpân pe dumneavoastră. Iarăși mă mai pot gândi că e posibil să ca o persoană dintr-o zodie de aer, da, dar nu-i neapărat, dar și asta este posibil, dacă sunteți dumneavoastră, e ok, neapărat trebuie să fie o femeie, cu toate că este regina de spade aici, această persoană uh, va veni și vă va schimba ideea despre lume, poate să, să pară o persoană rece, rea, dură, singură, mai este carta vădvei, dar nu e neapărat, însă să știți că această persoană este foarte sinceră, da? pe lângă, uh, eu știu, criticile pe care ea le aduce, să știți că uh, nu sunt din invidie, chiar, chiar este o persoană uh, foarte, foarte deschisă la minte, da? Și mai mult decât atât, să știți că vă va schimba percepția despre viață sau efectiv parcă vă ia lângă voi să vă crească, da? Parcă se va produce acest, acest final și atunci ea parcă vă va lua și vă va ajuta sau el, da, neapărat. Iarăși mă mai pot gândi că poate chiar această persoană, da, va contribui cumva la acest, la acest final și de ce nu, dragii mei, Uh, vă va ajuta pe voi să ajungeți la o împlinire emoțională uh, destul de frumoasă aici da? uh, Văd că este o persoană da, foarte înrădăcinată în propriile convingeri Sau v-am zis, e posibil ca, uh, ca dumneavoastră da, să, să conștientizați foarte bine o situație anume Și atunci să luați o decizie, să hotărâți să rupeți de tot... Uh, uh, nu no, dau ceva din viața dumneavoastră. Da? Dar să știți că rupe tocmai pentru că aveți intuiția necesară. Deci, dacă sunteți o persoană care vă știți, că sunteți foarte intuitivă, că poate vă ocupați și voi de zona ocultului. Adică, dat în cărți, astrologie, numerologie, citirea chipului, citit în palmă, citit în cafea și așa mai departe, înțelegeți la ce mă refer, atunci e posibil ca voi să intuiți dragilor acest lucru și tocmai e posibil să ajungeți voi la o maturitate mentală și să și să alegeți să lăsați lucrurile așa de la sine, să le luați ca atare, că uitați ce frumos vine, da? Vine o perioadă de apogeu, vine o perioadă de împlinire emoțională și de ce nu o perioadă de stabilitate financiară. Foarte frumos, chiar foarte, foarte frumos la cei de la numărul 1, foarte interesant. Eu parcă nici nu aș mai da uh, extensii, dar ha, haideți să dăm totuși. Parcă nici nu aș mai da extensii la cât e de frumos de la cei de la numărul 1. Deci, dragilor, veți avea o surpriză destul de... Cam uh, acest scenariu vă va surprinde pe voi. Uiteți că au și căzut trei cărți, cred că nu, două, două, e, două. Bun, au căzut și două cărți. Ia să vedem. Da, Bun, și veți primi o ofertă, uitați și magul, ei, deci să știți că, dragilor, veți străluci precum în soare, da? Poate veți scoate așa puține tornade pe gură, eu știu, până ajungeți la această maturitate mentală sau nu neapărat, pur și simplu, poate chiar această agitație care se va produce, eu știu, poate în sufletul vostru, în intuiția voastră, în urma acestui eveniment, vă va face puțin să scoateți așa tornade pe gură, dar să știți că veți avea absolut tot ce vă trebuie, vă la mână tocmai pentru a ajunge... Um, vedeți că sunt aici toate elementele din tarot necesare dar și veți putea beneficia de ele la plus infinit. Și cu siguranță văd aici că veți primi și o ofertă frumoasă, dragilor, care vine la pachet, v-am zis, ceva se termină și începe altceva și începe ceva foarte stabil, dragilor, ceva cu foarte mult foc în același timp, să știți. Dacă sunteți bărbați, e posibil să aveți de-a face cu femei dintr-o zodie de foc, dar nu neapărat. Va mai fi ascendent sau ceva pregnant pe, pe astrogramă și se pare că această persoană da, vă va da puterea tocmai de a, vă, de a vă menține așa sigur pe poziții, parcă vă va sufla în aripi Dacă sunteți femeie, e posibil iarăși o doamnă da sau o prietenă, eu știu, cineva apropiat Sau dacă dacă dumneavoastră vă identificați cu această energie, repet, nu e neapărat să fiți într-o zodie de foc Cu siguranță dumneavoastră veți avea puterea necesară și cu siguranță îi, îi veți și inspira pe ceilalți dragilor Pentru că veți avea și maturitatea mentală necesară pentru acest lucru foarte interesantă etalarea voastră, dragilor! Vă mulțumesc frumos celor care ați ales pachetul de cărți numărul 1 și vă doresc o surpriză minunată, dragilor, cu schimbări extrem de frumoase și benefice. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și de asemenea mă găsiți și pe pagina de Facebook pentru etalări personalizate, tarot, soare și lună. Bun, să vedem acum pentru cei de la numărul 2 ce vă așteaptă pe voi, dragilor! Ce surpriză vă pregătește universul! De ce frumos! Da, aici atât vreau să vă spun, dragilor. Este primul mesaj care îmi vine în minte. Um vă văd aici destul de focusați pe voi sau pe ceva din interiorul vostru. Parcă să vă cunoașteți pe voi mai bine. Parcă, parcă, sunteți focusați, în primul rând, foarte mult pe voi și atunci e posibil ca în exterior să pornească o luptă, dragilor. Dacă sunteți într-o relație, e posibil ca partenerul să se simte neglijat, neglijată, să fie puțin gelos, geloasă, dar nu prea văd eu aici care avea pe ce. De asemenea, vă văd iarăși că aveți tot ce vă trebuie la îndemână în această luptă și e ca și cum um, um, veți primi ajutor, da? Veți primi ajutor, poate și ajutor divin, cine știe, însă mai văd aici că e posibil ca unii dintre voi, nu toți, eu spun mai multe scenarii, e posibil să vi se potrivească toate sau doar unul, depinde sau este posibil ca efectiv pe zona aceasta ocultă, da, spirituală, nu știu, să o cunoașteți, da, să fiți la început, la început așa cum o cunoașteți și în primă instanță știți cum e că la început vă, e posibil să vă tulbure așa puțin, da, e posibil să dați de tot felul de forțe, de tot felul de oameni, da, și atunci e posibil să vă tulbure puțin, dar stați liniștit, orice, orice lucru bun are și partea lui mai, mai puțin bună și inversat, da? deci chiar și această luptă de aici este tocmai pentru a evolua voi, dragilor, pentru că trezirea spirituală începe de la nebun și apoi se continuă cu magicianul. Chiar și aceasta este cartea magicianului adevărat, așa se spune în hermetism. Și eu cred că, na, așa este, după cum vedeți, el are aici toate elementele, dragilor, necesare, tocmai pentru a face totul în, mi în, în microcosmos cum este în macrocosmos să mai vedem ce mai spun cărțile noastre pentru cei de la numărul 2 ok, da, cred că mi-amplifică foarte mult, exact vă văd într-o perioadă, nu știu V-am zis, ori vă focusați mult prea mult pe voi și efectiv, nu vreți să vă mai să vă uitați foarte mult în afara dumneavoastră, da? ce se mai întâmplă pe acolo, că văd așa o luptă, v-am zis, la, la mulți dintre voi e posibil să fie pe zona uh, sentimentală, e posibil să aveți parte de, eu știu, de gelozii sau de diferite conflicte cu partenerul referitoare la poziția dumneavoastră aici că vă veți focusa foarte mult pe dumneavoastră. Iar văd că e posibil să să conștientizați, dragilor, nu știu de ce, dar și aici pare un gen de trezire spirituală, nu știu oricum, cei care vă uitați cu siguranță mai aveți o cunoștințe și din alte domenii și poate vă va crește în timp pofta, da? de a citi mai mult, de a experimenta mai mult, știu eu pentru că vă văd uh, într-o poziție în care conștientizați unde sunteți, priviți mult mai departe de atât și de ce nu, v-am zis, aveți absolut tot ce vă trebuie voi aici, dragilor. Tot ce vă trebuie. Bun, dacă stau să merg altfel, unii dintre voi e posibil, nu știu, să pornească așa la o luptă, da, la o luptă tocmai pentru a clarifica anumite lucruri, anumite lucruri care țin de zona voastră emoțională, anumite lucruri care țin, eu știu, de luat o decizie. Și atunci parcă aveți tot ce vă trebuie, sunteți stați, stați într-un moment de conștientizare și deodată se întâmplă că sunteți ori incluși într-o luptă, dar să știți că e o luptă în care aveți câștig de cauză, dragilor. Da, și aveți cu siguranță. Vedeți că e 7 de bute și 8 de bute. Deci, cu siguranță treceți de această etapă cu brio și ajungeți aici într-un într -un spațiu da, în care, cu siguranță, veți avea parte de energie bună, de un succes și, de asemenea, de lucruri foarte rapide. Dar e posibil să se întâmple ceva aici foarte rapid. Cumva să fie o descărcare de energie foarte rapidă. De asemenea, mai văd aici că veți fi puși, dragilor, în fața unei decizii. O decizie ori cu privire la zona amoroasă, da? Dacă sunteți într-o relație, e posibil să mai apară cineva. Sau e posibil, eu știu, să apară cineva neapărat în viața dumneavoastră, posibil și în viața partenerului. Sau neapărat în viața partenerului, cât poate să apară o persoană pe care voi vedeți ca fiind um, așa mai... Um, ca și cum ar concura cu voi, da? Ca și cum v-ar putea zbura partenerul, dar nu se va întâmpla acest lucru, dragilor, stați liniștiți, da? Oricum ar fi, vedeți cu focusarea asta pe voi, e foarte bine, e foarte ok, dar mai întâi faceți liniște în exterior și apoi vă puteți focusa în liniște. Hai să vedem. Da, vă puteți focusa în liniște. Exact, faceți liniște ca să aveți parte de liniște. Și exteriorizați, da, tot ce simțiți exteriorizați, exteriorizați, pentru că e nevoie să exteriorizăm. Că sunt bune, că sunt rele, nu contează, exteriorizați. Că și chestia asta că suntem pozitivi. Bun, suntem pozitivi, așa este. Însă, până la un punct. În sensul că ideea este, în primul rând, să fim realiști, da, și apoi pozitivi. De asta e o să ne acceptăm și bubițele pe care le avem, și ulterior, cu siguranță, vom. Vom scoate în exterior și lucruri pozitive. Că știți cum e? Cele negative care sunt în noi, tot din exterior au venit și atunci. Bine, și, din, și am contribuit și noi, adevărat, dar în mare parte, da, au venit din exterior, le dăm înapoi în exterior, dar le conștientizăm, nu le dăm așa nebunește, și apoi, cu siguranță, dacă noi ne umplem de lumină și de gânduri bune, bune, cu siguranță. Vom exterioriza apoi și numai bunătate și atunci da, putem să vedem totul numai pozitiv și putem să controlăm lucrurile altfel, dar până atunci mai e de muncă, da? Mai e de muncă pentru toată lumea, toată lumea mai are de muncă și eu și voi, toată lumea. Bun, dragilor, hai să vedem și niște extensii, că v-am spus așa, nu știu, am simțit să vă spun acest lucru vou, celor de la numărul 2, bineînțeles, este valabil și pentru celelalte persoane, că sunt niște principii, dar eu am, na, la voi am simțit să vă spun, nu știu de ce. Ia să vedem niște extensii pentru dragii noștri, ce surpriză îi așteaptă. Ok, seamănă cu cei de la numărul 1. Da, v-am zis, e posibil să fiți puși în fața unei decizii, dragilor, însă e posibil să fie vorba și de zona dragostei. E ca și cum primiți ofertă, parcă nu vă convine și încercați aici să să luați o decizie, uitați, cântăriți cu lucrurile, cam așa faceți și pe aici, așa, cântăriți lucrurile. Dacă sunteți femeie, e posibil și nu sunteți într-o zodie de foc sau nu vă regăsiți în următoarea descriere, adică o persoană plină de viață, jovială, posibil roșcată, v-am zis zodie de foc, da? Dacă nu vă găsiți în descriere, e posibil să aveți parte de o rivală în dragoste și atunci să acționați, să vă puneți intuiția, da, sau chiar să mergeți spre zona ocultului, tocmai pentru a găsi o soluție, dragilor. Însă să știți că veți găsi această soluție, cu siguranță o veți găsi, dar o veți găsi în voi, da? În voi veți găsi această soluție. Dacă sunteți bărbat, e posibil, la fel, să mai apară o doamnă. În viața dumneavoastră și să vă dea puțin mintea peste cap Însă oricum ar fi să știți că veți avea o intuiție fantastică Sau e posibil să fie o persoană, neapărat să fie a doua persoană Pur și simplu să cunoașteți o persoană care vă va da lumea peste cap, dragilor uh, Și care vă va face, nu știu, va scoate la iveală din voi luptătorul, nu știu de ce mi-a venit să spun asta, luptătorul, regele și cu siguranță v-am zis, văd că aveți aici absolut tot ce vă trebuie, însă oricum ar fi, ori, ori, vă veți pune intuiția la treabă, ori, ori veți apela la o persoană cu intuiție mai bună decât a voastră. Bun, vă mulțumesc frumos celor care ați ales pachetul de cărți numărul 2. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și de asemenea mă găsit și pe pagina de Facebook Tarot Soare și Lună. V-am pupat, dragilor, și vă doresc o surpriză minunată și nu uitați că aveți tot ce vă trebuie pentru a face lumină. Bun, să vedem acum ce așteaptă pe cei de la numărul 3, ce surpriză îi le pregătește lor Universul. Ok. Da, se pare că este o perioadă de renaștere. Bun. La voi, dragilor, văd aici că vă gândiți parcă sau vă gândiți, veți simți că nu mai puteți, da, că nu vă mai puteți ridica de jos, că nu mai răsare soarele, că totul este rău, dar nu este rău, că totul este extrem de frumos la voi. Adică, dacă sunteți, -o persoană, dacă sunteți o persoană dintr-o zodie de foc sau sunteți o persoană care negociază foarte ușor, o persoană care comunică foarte ușor, o persoană plină de viață, eu știu, pozitivă, entuziasmată, veți avea așa o perioadă în care veți simți că nu mai răsare soarele, însă, cu siguranță, vă veți găsi forța interioară și, de ce nu, se pare că veți ajunge la un apogeu, dragilor, ori pe zona dragostei, dar cred că mai degrabă aici, sau cu persoanele din jurul dumneavoastră veți sărbători, ceva, deci stați liniștit că veți trece peste această cum până, dar știți cum e e o chestie, e un sentiment aici mai mult de zi cu zi, dar nu e ceva care durează extraordinar de mult și care este extraordinar de intens e cât se poate acolo și de asemenea vă văd destul de, nu știu, parcă vă e teamă dragilor dacă e vorba de relație, parcă vă este teamă să ajungeți la acest nivel, la un nivel mai superior Însă să știți că vine justiția, dragilor, și uh, și tot nu merge, da? Văd că voi parcă încercați să fugiți de această responsabilitate, de această seriozitate, dar nu va merge. Iar și e posibil să să aflați, eu știu, de o logodnă, de o căsătorie și atunci să vă facă să vă simțiți puțin dezamăgit sau dezamăgită. De asemenea, e posibil să vin dacă ați făcut, dacă știți, repet, nu e pentru toată lumea, pentru cei care știți că în trecut ați făcut, eu știu, lucruri mai puțin uh, curate, da? mai mai, mă rog, mai mai puțin curate, vorba vine, mai puțin uh, sincere, da? mai cumva mai pe la spate, așa, mai pe la spatele omului. Și știți că v-ați folosit de o poziție de putere sau eu știu, v-ați folosit de anumite lucruri pe care le cunoșteați, să știți că veți fi de scon... mă rog, veți fi de conspirați dragilor și să știți că ceva, nu știu, parcă, nu știu, ori veți pierde o relație, ori dacă nu o veți pierde cu siguranță, uh, persoana de lângă voi se va simți puțin trădată, trădată și de ce nu se pare că aici, uh, în final, să știți că veți avea puterea necesară de a merge uh, chiar mai departe, da? de a merge mai departe, foarte entuziasmat și să știți că foarte matur sau matură în acțiuni. Deci tot uh, rău spre bine. Dacă e să mă gândesc la o altă variantă, nu știu de ce mi-a venit să spun că poate veți avea de-a face, eu știu, și cu o persoană dintr-o zodie de balanță, dar cumva va fi așa destul de interesant pentru că va fi o luptă la nivel mental nu știu, va fi ceva că vă cuceriți acolo, da, e posibil să cunoașteți pe cineva sau dacă sunteți într-o relație cu o astfel de persoană, e posibil să se întâmple un eveniment și atunci lucrurile să fie date așa puțin peste cap. Hai să vedem și niște extensii ca să ne lămurim acum la, la cei de la numărul 3, că nu sunt, nu sunt foarte clare aici cărțile. Da, uitați că a venit aici. Ce să vedem aici ce se naște? Opa, iarăși, 9 de cupe, 9 de cupe, da, aceeași carte. Deci, dragilor, e referitoare la un apogeu, toată această surpriză, la un apogeu din dragoste. Să știți că unii dintre voi e posibil să fugiți de căsătorie, dragilor, sau de un angajament serios. Însă, dar nu aparat că o faceți conștient, e posibil să fie în subconștientul vostru, să știți, și parcă vă doriți ceva ce cred, ce meritați, ce voi considerați că meritați și este de, este de, este de drept al vostru, ori să încercat să faceți niște lucruri mai puțin ok, v-am mai spus. Și atunci uh, s-a produs o mică mare stagnare, dar oricum ar fi, văd că îndrăgostiți, au rămas aici, văd că sunteți puși dragilor în fața unei uh, în fața unei decizii, și de ce nu aici. Uh, E posibil, v-am zis, să, să aveți parte de o persoană care să vină, să facă cumva așa o mică mare dreptate Sau crede ea sau crede el că face dreptate Însă cu adevărat nu prea face dreptate Că văd, văd aici totuși că dacă această persoană vine și încearcă să vă facă dreptate Vă tulbură puțin adevărat, dar ajunge Um cumva ajunge oricum, să știți, să o facă, însă oricum ar fi, voi dobândiți o maturitate în ceea ce privește zona acțiunilor, o maturitate destul de mare. Bun, mai văd aici iarăși iluzii, da? Iluzii stau efectiv că simțiți că sunteți pe un norișor și este mult prea frumos ca să fie adevărat și atunci vreți să plecați, însă nu știu cât o să reușiți, dragilor, pentru că se pare că aveți o responsabilitate aici, nu știu de ce mi-a venit să vă spun asta, o responsabilitate, da? V-am uh, zis, tare însă să cred că e vorba de zona relațiilor aici. Dar nu pentru toată lumea repet, e posibil să fie vorba în același timp, și, și de zona, și de zona profesională, da, de ce nu? Da? Dar să știți că dacă sunteți într-un divorț sau vreți să divorțați sau uh, vreți să încheiați o relație ceva legat de acte ca să o iau în mă rog, ca să o iau invers neapărat că fugiți de căsătorie, să știți că veți ieși destul de... sau nu neapărat că veți ieși, că văd că nu... Nu știu cât se termină. E posibil ca unii dintre voi să iasă puțin mai ok din această poveste, dar e posibil ca mulți dintre voi să, să rămână în această poveste, însă efectiv foarte tulburați, foarte cu foarte multă activitate mentală și iarăși, dacă e vorba de zona muncii, dar v-am zis, nu la toată lumea, la, cred că la foarte puțin va fi vorba de zona muncii, um, poate cineva vă va face o nedreptate, dragilor, o nedreptate, uh, poate voi v-ați făcut iluzii, însă v-am zis, sunteți, uite, dacă sunteți la muncă tare, nu știu, mi-a venit să zic că E posibil să hotărâți să lăsați ceva în urmă sau acest, la acest cadru în urmă și de ce nu să vă faceți voi, dragilor, propria voastră afacere. E foarte interesant aici, foarte frumos spus. Chiar e, chiar e faină etalarea voastră, să știți. Se anunță schimbări destul de complexe la voi. Foarte complexe. Și la nivel sentimental, și la nivel mental, și în ceea ce privește zona acțiunilor, da? Foarte interesant. Bun, dragilor, vă mulțumesc frumos celor care ați ales pachetul de cărți numărul 3 și ce să zic, eu vă doresc să fie cu dreptate și de asemenea, oricum ar fi să știți că veți avea puterea și energia necesară de ceilalți efectiv se vor uita la dumneavoastră ca la un rege da? sau ca la o regină. Vă mulțumesc frumos încă o dată celor care ați ales pachetul de cărți numărul 3. Dacă v-a plăcut acest video, pardon, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și de asemenea mă găsiți și pe pagina de Facebook Tarot Soare și Lună. Bun, se pare că am vorbit suficient astăzi. Vă mulțumesc frumos încă o dată și v-am pupat, dragilor, vă doresc uh, surprize minunate și de ce nu să deschideți ochii să vedeți și partea bună a lucrurilor dar și partea rea a lucrurilor că ambele sunt la fel de importante v-am pupat!